discut frecvent cu toți politicienii și eu cred că această moțiune nu va trece și cred că acele zvonuri cum că unii care n-ar trebui să voteze vor vota, eu nu cred în așa ceva. Avem o coaliție care a înțeles total că șansa lor este unitate și acum au o foarte bună ocazie să dovedească această unitate. Eu sunt optimist.